Conform codului de dezăpezire al municipalității, până pe 5 februarie, Giurgiu trebuie curățat de zăpadă. Este și motivul pentru care, în imediata apropiere a parcului, fără nume, camioanele încărcate cu zăpadă fiind aici să descarce într-un ritm foarte alert, mai ales că din când în când sunt verificați chiar de către edil. Nu ne aflăm într-o zonă montană, ci în apropierea parcului fără nume din municipiu. Aici multe camioane vin și aduc toată zăpada colectată de pe străzile din oraș. Și dacă ne gândim că un camion transportă și câte 7 metri cub de zăpadă, imaginați-vă cam ce cantitate de nea s-a strâns aici. Mai știți câte camioane ați transportat? Până acum 4. Și mai sunt multe. Câte, ce capacitate aveți? Cam câtă zăpadă transportați la un drum așa? 17 metri cubi. Mult, mult. E și mai e, în continuare. Grămezile de zăpadă ating deja 5-6 metri înălțime și, judecând după câtă zăpadă a căzut în Giurgiu, cu siguranță vor crește mai mult. Pentru a atinge obiectivul primăriei, volumul de muncă este unul uriaș, la fel și costurile. Dezăpezirea municipiului a depășit deja bugetul alocat acestei ierni, așa că speranțele sunt îndreptate către guvern pentru alocarea de fonduri. Ca un exemplu, fiecare buldoescavator primește pentru dezăpezire câte 50 de litri de motorină la 12 ore, iar o basculantă 40 de litri de motorină pentru o zi de lucru.